continuare, aș vrea să-l invit pe Florin Purdui. Părinții lui Florin au fost în diaspora, apoi au revenit și e un... îmi place foarte mult exemplul care dă Florin și lupta lui. Florin este managerul unui fond de investiții în România, unei companii puternice și este un antreprenor de succes care a făcut business, a dezvoltat, a vândut afaceri și care în continuare este un... pot să spun, este și un antreprenor în afară cu un manager de săvârșit. Mulțumesc, Marius, pentru compliment. În dimineața asta, înainte să vă spun povestea mea, în dimineața asta ne-am întâlnit, Marius și cu mine, cu un bun prieten irlandez. O să dureze un pic. Un irlandez care a stat 15 ani în România, a venit în 1992 și a stat până în 2007. A fost, chiar la o într-o perioadă, a fost consulul Irlandei în România, într-o perioadă importantă pentru România, în care România a intrat în Uniunea Europeană și... care, ca exemplu de antreprenoriat, a avut un număr, nu știu, 3-4 firme pe care le-a crescut, le-a vândut, unele chiar există în continuare, în diverse domenii. Una dintre ele este Mercury Research, o firmă concurentă, salutări din partea lui Perry și felicitări pentru realizări. O altă firmă a vândut-o, era în distribuție de alcool, se numea Seagram's, a vândut-o unui alt distribuitor mai mare, a avut o firmă de telecomunicații și care ne spunea în dimineața asta ceea ce e un lucru care... l-am auzit repetându-se în România de la străini de toate naționalitățile, poate oameni care au posibilități, care au bani, care au afaceri și care ar putea să trăiască oriunde în lumea lor, nu numai în țara lor de baștină, au ales să trăiască în România. Ei greci, francezi, englezi, italieni și care spun, voi nu știți un lucru, noi străinii care venim în România ne iubim țara asta mai mult decât voi iubiți voi înșivă. Și asta ne confirma și Berry. El ar reveni oricând și revine oricând cu mare plăcere în România. Unul din motive fiind și faptul că românii sunt niște oameni extrem de pozitivi și cu care relaționează foarte ușor. Până când o să găsească filmulețul cu Berry, sperăm, pe care am luat dimineața, dacă nu-l găsim niciun problem. O să vă spun că aveam 19 ani în 1989, când a venit Revoluția, și singurul meu gând era să plec din România cât mai departe posibil, era să termin o facultate cu care să pot să fiu echipat și utilat mental să fac față oriunde în lumea asta. Am terminat facultatea de automatică și calculatoare, eram convins că asta voi putea să muncesc oriunde în lume. Motivul era că mă sufocam, efectiv, nu credeam că voi putea să trăiesc vreodată într-o țară în care dreptul la o opinie, dreptul de a trăi într-un fel normal, cum consideram eu că e normal atunci, era refuzat complet. Și părinții mei au făcut un prim pas în 1990 și ca să mă ajute pe mine, teoretic, să fac și eu pasul mai ușor să plec din țară. De timp al 1989 mi-am cam schimbat de lor, nu ne-am spus lucrul ăsta, dar în fiecare vacanță de vară, aici e Berry, vă propun să-l ascultăm două secunde și o să revin. In late 1992, and spent 15 years of my life living at the Big Loaf for Romania and the Big Loaf for Romanian people, and I had a massively positive experience living there. And I'm still very happy to say that my business in Romania, and I'm very happy and enjoy working there. As an Irish person, it's funny to have arrived in Romania. So many Irish people immigrated from Ireland, and then having had success abroad, came home. I'm very, very excited about great program that you're putting in place now to bring back success to Romanians who achieved a lot outside of Romania but who want to come home. I think it's a massive opportunity and I wish everybody huge success to find a home again. When I arrived in Romania, I was lucky enough to meet some brilliant people and we worked with some fantastic people. We built several businesses, we sold three different businesses and we still have two businesses. Many people have worked with us over the years have gone on to their own businesses which have been successful both in Romania and outside of Romania. And I've no doubt that successful ones outside of Romania, as 2 years go by, we want to come home and do the same thing in Romania. I'm excited that the opportunities and the tax situation in Romania is allowing and encouraging people to come back. And I really hope that many people do and make Romania a beautiful country for themselves and
Acesta e Barry Mulligan de care vă povestesc. Am preluat direct din Facebook, ați văzut? A fost, dimineața a fost discuția, a fost deja pusă sus și urmăriți, este și o invitație să urmăriți canalul nostru, da? Este să ne urmăriți pe Facebook, suntem convins că după conferința asta dumneavoastră veți deveni niște urmăritori ai canalului nostru și în același timp vă invităm să urmăriți și site-ul nostru, repatriot.ro, e foarte simplu. Poate în spate există și un forum unde puteți pune întrebări sau puteți afla lucruri. Și o să fie deservit de un număr destul de mare de voluntari. Vă invităm chiar să contribuiți, adică să vă spuneți părerile, ce vă oprește, bariere. La fel am lansat tot pe Facebook, am lansat un sondaj despre la care vă invităm să răspundeți cu toții și o să pun eu link-urile după, eventual după intervenția lui Florin, o să pun link-urile ca să facem o trimitere la site, să știe toată lumea despre ce vorbim. Ok, o să revin la povestea mea și o să vă spun la sfârșit concluzia întregii povești. În fiecare vacanță de vară mă duceam la IMEI, într-o perioadă în care eram student și lucram în acel timp. Într-o vară m-am decis să mă și angajez, să văd cum se lucrează în afară. M-am întors înapoi cu o idee. Nu era o idee originală. România ducea nevoie de, și duce în continuare nevoie de idei care se găsesc oriunde, într-o societate avansată, unde sunt. Am făcut cămăși. N-aveam nicio legătură cu ce știam eu să fac, cu ce lucram, nimic. Cămăși, în perioada respectivă era doar Braicom, în piață făcea niște cămăși oribile, făceam, nu te uiți la ele. Și am luat un atelier de la stat, timp de 7 ani de zile am lucrat cu acel atelier, am făcut cămăși de lux, inclusiv prim-ministrul la vremea respectivă cumpăra cămăși de la mine. Am pariat pe un actor greșit pe statul român care va privatiza acel atelier, nu s-a întâmplat nici astăzi, a preferat să-l falimenteze decât să-l privatizeze. Am învățat ceva, am închis firma în 1997 sau 1998, dar între timp, în paralel, am mai deschis o altă afacere în 1994, la fel a venit un coleg, lucram în asigurări într-o firmă care se numește în continuare, se numea Asirom. Și am descoperit că există o entitate, un organism în țările astea dezvoltate care se numește broker de asigurări. În România nu exista așa ceva. Mi s-a părut o idee interesantă, mi s-a părut o idee care aduce valoare în piața românească și am fondat primul broker de asigurări, la fel cum a făcut și Marius Bănuț la Ministerul de Finanțe. Exista în legislație, habar n-aveau să emită o licență. Trebuie vreo lună de zile să mă lupt cu ei să le explic că trebuie să emită acea licență. Iarăși am făcut o greșeală, n-am avut inspirația colegilor mei de a-și alege partenerii potriviți din prima. Aveam 24 de ani și mi se părea că sunt prea tânăr să am eu acea afacere singur. Și mi-am luat numai puțin decât 7 parteneri, oameni de vârsta mea la ora actuală, ei la vremea respectivă. Tot prin canalele mele de relații a venit un mare patron de brokeraj internațional care a vrut să facă o firmă de asigurări în România. Ne-a pus pe masă $200.000, așa era promisiunea, în 1995. Era o sumă care cumpărai un cartier în București la vremea respectivă. Singura cerință era să venim cu un plan foarte bine făcut și coerent în care să-i spunem într-o lună de zile ce vom face cu acei bani, cu acei $200.000. Eu m-am bazat pe partenerii mei mult mai experimentați decât mine și bineînțeles că n-am reușit să scoatem nimic inteligent. Așa că iarăși a trebuit să renunț la acea activitate. Sunt exemple care, practic, antreprenoriatul nu te duce direct din prima către. Succesul este o călătorie, e o încercare continuă. Și am decis că am nevoie să învăț mai multe. M-am angajat într-o multinațională, în ING. Am urmat niște cursuri de management. Și în 2001 am ales definitiv calea antreprenoriatului. Am fondat un operator de telecomunicații alternativ. România încă era o țară monopolistă. Exista un singur operator, Rom Telecom. Eu l-am fondat printre unii dintre primii. Dial Telecom s-a numit, pe care l-am vândut cu succes în 2008 către un fond mare de investiții, se numește AIG. AIG a dat faliment de timp, da. Eu l-am vândut cu 4 luni de faliment. M-am avut noroc de data asta. Și la ora actuală sunt... Firma am avut-o cu niște parteneri din Republica Cehă, pe care am convins să intre în România și să investească în România și alături de mine. Cu succes. Astăzi sunt partener într-o firmă de dezvoltări imobiliare în care dezvoltăm blocuri de birouri de 10.000 de metri pătrați. Suntem parteneri unui fond de investiții american. Investiția noastră sunt în jur de 100 de milioane de euro și să-i convingem pe americani când se uită așa de pe coasta de vest la România și văd că e Ucraina foarte aproape, e un lucru destul de provocator, dar o facem cu succes de fiecare dată și succesul e în primul rând și pentru ei, că ei pun cei mai mulți bani. De ce v-am spus toate aceste povești este că e un fir roșu în tot ce am povestit noi în seara asta, este curajul. Curajul de a-ți lua soarta în mână, de a face
ce trebuie să faci și asta nu vă lipsește. Faptul că v-ați luat soarta în mână și ați ajuns aici este primul ingredient care e foarte important. Sub egida Romanian Business Leaders am fondat un program de care a vorbit Felix, se numește Atelier de Antreprenoriat, pentru că toți credem că antreprenoriatul este fundația de bază a unei societăți și motoul acestui atelier, acestui program care e format din 6 ateliere, se numește Vă dăm curajul și încrederea că puteți să vă deschideți propria afacere și curajul nu vă lipsește. Noi sperăm să venim cu încrederea că acest lucru este posibil. Dacă noi suntem niște oameni obișnuiți, normal, care nu avem niciun fel de relații suplimentare, nu avem niciun fel de aliură politică, putem să facem, să puteți să faceți și dumneavoastră și aveți chiar utilajele mai importante din punct de vedere al experienței trăind aici. Încercăm să găsim un filmuleț despre ateliere. Acolo, la fel, în fiecare sesiune vin reprezentanți importanți ai mediului de afaceri din România, care au făcut afaceri în România și fac în continuare afaceri în România. Da. Nu. De comparațiile între alte țări, deci operațiunile fondului în alte țări, cum e la noi, cu MITA, cu șpaga? Da, în mod constant am auzit în toate conferințele că unul din motivele pentru care aveți ezități, oamenii din afară au ezități să deschidă afaceri în România, este această corupție pe care o percepem generalizat la nivel în România. Vă dau experiența mea proprie din domeniul imobiliar, în care noi activăm în piețele din Cehia, Slovacia și România, suntem reprezentanții unici pentru acest fond. La ora actuală am renunțat și la Cehia și la Slovacia, România este singura țară pe care ne centrăm, din motive și de maturitate de piață, dar și de corupție. Deci, dacă o să vă spun că numărul de autorizații în Cehia pentru a face o dezvoltare imobiliară depășește cu 10-20% și nivelul de corupție este incomensurabil mai mare într-o țară ca Cehia, ca în Praga, față de București, vă vine greu să credeți. Mie mi-a venit greu să cred. Asta este rezultatul. În ultimii ani de zile n-am mai auzit niciodată, vorbiți pe cineva să ceară ceva, pur și simplu lucrurile de curs normal, bineînțeles, cu o pregătire adecvată a întregului proiect. Eu vreau să închei prin faptul că să vă spun că motivația mea de a fi în acest grup de prieteni și de oameni cu idei și inițiativă este și una egoistă, că aș vrea să văd că 10, 100, 1000 poate din oamenii pe care îi vom vedea și vom reuși să-i convingem vor înființa firme mai mici sau mai mari care lucrează toate cu ambiție, cu dedicare, cu curaj în țară, pentru ca tuturor să ne fie mai bine. Vă mulțumesc frumos!